Trăim într-o vreme de mare tulburare. Este atâta de multă nesiguranță, instabilitate, parcă în toate domeniile. N-am trăit atâta de mult pe pământ, am 49 de ani, dar parcă niciodată în viața mea nu am văzut atâta instabilitate și turbulență, parcă în toate domeniile. Se pare că războiul din Ucraina nu încetează, am auzit că se trimit din nou arme, bilioane de dolari. Trăim într-o vreme de criză energetică, nu știu dacă ați observat, $6 pe galon să punem benzină. La super era deja la una din benzinării peste $6. Președintele n-a mai putut să vândă de la rezervele care le are America ca să țină prețul artificial în jos. Inflația pare să fie globală. În ultima lună, moneda Japoniei a scăzut cu aproape 30%, o monedă care era considerată atât de stabilă și investitorii fugeau acolo. Instabilitate politică în America, în lumea întreagă, parcă n-am văzut de multă vreme să fie lumea atât de polarizată. Și dacă ne uităm la news un pic, vedem că lumea se îndreaptă cu repeziciune spre rău. Copiii sunt îndoctrinați la școală într-un mod care n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Să vină drag queens, bărbați îmbrăcați în femei, să citească povești copiilor și să facă dansuri pe acolo. Cum poate așa ceva să devină acceptabil în societatea noastră? Părinții nu mai au dreptul să-și educe copiii și dacă și educă, ați văzut ce s-a întâmplat cu familiile, în special în Europa. La bine se spune rău și la rău se spune bine. Familia este atacată din toate părțile. Sunt atâtea de multe familii care se luptă cu frustrare, nemulțumire, neîmplinire. Trăim într-o vreme când Biserica Domnului este sub atac. Din afară suntem atacați ca fiind intoleranți și plini de ură pentru că nu acceptăm păcatul. Pentru că spunem la rău pe nume. Din lăuntru biserica este atacată neînțelegeri, partide, lupte. Dacă vă uitați la lista de rugăciune, credincioșii sunt atacați emoțional și fizic cu boli, parcă mai mult decât oricând. Și în astfel de vremuri, credeți că Domnul are un cuvânt pentru astfel de vremuri? Da, El nu rămâne fără cuvânt. Trăim vremurile sfârșitului. Trăim vremuri grele și pentru astfel de vremuri Domnul are un cuvânt care să ne împuternicească, care să ne întărească, să putem să mergem mai departe. Înainte ca să citesc cuvântul din care voi vorbi în această dimineață, aș vrea să dau contextul la cuvântul acesta. Domnul a dat instrucțiuni ucenicilor înainte ca ei să treacă prin cea mai grea fază din viața lor. Ucenicii urmau să-L vadă pe Domnul cum este trădat printr-o sărutare de unul dinăuntru, care a fost cu ei, care a văzut minunile Domnului, care a văzut învierea din morți, care a văzut mii de tămăduiri, care a auzit cuvântul. Urmau să vadă, să trăiască trauma aceasta. Urmau să vadă cum Domnul este prins, cum este luat de cei cu ciomege, cum urma să fie dezbrăcat, bătut, batjocorit și răstignit. Încercarea prin care urmau să treacă ucenicii imediat era ceva fără precedent în viața lor.
Și este așa ușor să ne uităm la Scriptură, să ne uităm la ucenicii Domnului și la falimentele lor și să spunem, noi n-am face așa în momentele de criză. Parcă credem că noi am fi mai loiali. Ucenicii aceștia au fost niște oameni loiali. Ucenicii aceștia și-au lăsat familiile lor să îl urmeze pe Domnul. Și-au lăsat afacerile lor. Și-au lăsat cariera. Au lăsat absolut totul să-l urmeze pe Mântuitor. Oamenii aceștia erau oameni dedicați. Și-au pus încrederea în Domnul urmându-l. Nu au fost oameni ușuratici. Ucenicii urmau să fie urâți de poporul lor, marginalizați, persecutați și majoritatea din ei urmau să moară ca martiri. Cu o noapte înainte de prinderea lui, Domnul Iisus se oprește și le dă instrucțiunile ucenicilor cum să treacă biruitori prin astfel de momente. Și aceste instrucțiuni sunt valabile pentru fiecare din noi care trăim aceste vremuri ale sfârșitului. Dacă ne uităm în jur la tot ce se întâmplă și nu ne uităm la Domnul, putem să cădem de la credință. Putem să cădem într-o latură a necredinței. Ce a spus Domnul ucenicilor în circumstanța aceasta? Urmea să treacă cea mai grea perioadă din viața lor. Ioan, capitolul 14, cu versetul 1. Primul lucru care le-a spus Domnul ucenicilor a fost acesta. Să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima. De ce a spus Domnul primul lucru să nu vi se tulbure inima? Pentru că atunci când noi suntem într-o situație de criză, când ne confruntăm cu un necaz, cu o problemă mare, primul atac al vrăjmașului va fi la sentimentele noastre, la emoțiile noastre, la inima noastră. Iar reacția noastră, decizia noastră, în astfel de momente de atac emoțional, va determina dacă noi vom fi biruitori sau dacă vom fi înfrânți. Dacă vom trece biruitori prin încercare sau dacă vom cădea. Îmi place traducerea, cum au tradus în engleză, don't let your heart be troubled. Instrucțiunile Domnului, nu lăsa ca inima ta să fie tulburată atunci când ești confruntat cu necazul. Pentru că noi ca și oameni avem o tendință să intrăm în panică imediat când suntem confruntați cu o criză, cu un necaz mare, cu o problemă mare. Mergi la doctor, ceva nu te simți bine. Și vine doctorul înapoi și îți dă un diagnostic terminal incurabil. Ce faci în astfel de momente? Vine doctorul și îți dă o etichetă, ai cancer. Pentru familiile tinere, încep viața, familia și vin bilurile. Și te uiți la venitul care îl ai și te uiți la cheltuieli și te întrebi cum o să mergi înainte. Și lucrul acesta este special adevărat în California. Ce faci atunci când ai depus atâta inimă, suflet, sacrificiu pentru prietenii tăi, pentru o cauză și oamenii aceia te trădează? Ce faci atunci când ai investit o viață întreagă în copilul tău? L-ai dus la lecții de pian, l-ai adus la biserică, l-ai învățat cuvântul Domnului. Și când ajunge la vârsta, când poate să decidă el ce se va întâmpla cu viața lui, alege o cale greșită. Și poate au trecut ani și te uiți și spun, sunt ani și ani de zile și nu văd nicio schimbare. Ce faci în astfel de momente? Sau ai început la viață cu mult entuziasm și soțul sau soția îți spune că nu se mai poate împreună și cere separare. Sau îți dă foile de divorț.
Poate ai investit mult în biserică și frații în care ai investit te dezamăgesc. Poate ai promisiuni ale Domnului care le aștepți de multă vreme și au început să vină imagini că nu o să se întâmple nimic din promisiunile Domnului. Și vine o perioadă de criză unde inima ta este tulburată. Știți, ca și oameni, în momente de acestea ni se pare perfect normal să intrăm în panică, să lăsăm să ni se tulbure inima, să intrăm în descurajare, în depresie, în deznădejde. De fapt, ni se pare perfect normal să ni se tulbure inima. La situația care o am, la criza care o am. În momente ca acestea, ni se pare perfect normal să fim niște victime emoționale. Pentru că spunem, noi n-avem de ales. Dacă noi am fi victime ale emoțiilor care le simțim, a tulburării care vine, atunci Domnul nu ar fi drept să ne spună să nu lăsați să vi se tulbure inima. Vin momente în viața noastră când lucrurile cu care ne confruntăm nu fac niciun sens. Nu avem niciun răspuns. Ucenicii nu înțelegeau absolut nimic din ceea ce se întâmpla cu Mântuitorul. Nu înțelegeau absolut nimic de criza prin care treceau. Și înainte Domnul le-a spus, să nu vi se tulbure inima. Și astfel de momente vin în viața noastră, mai devreme sau mai târziu, când nimic, dar nimic nu face sens. Și instrucțiunile Domnului pentru noi este să nu vi se tulbure inima. Și poate am spune noi, dar cum să-mi ceară Domnul așa ceva în criza care mă aflu eu? Ni se pare atât de normal, de firesc, să avem o reacție emoțională în astfel de momente, să cădem. Să cădem în autodistrugere, de fapt. Învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem responsabili pentru reacția care o avem, pentru atitudinea care o luăm în momentele de criză din viața noastră. Pentru că acelea sunt momente de atac spiritual. Și în momentele acelea, Domnul nu ne lasă nepregătiți și ne spune primul lucru care trebuie să-l faci, să nu ți se tulbure inima, să nu lași să ți se tulbure inima. Domnul vrea să ne spună, you're not a victim of your emotions, nu ești o victimă a emoțiilor care le simți. Ca și copii ai lui Dumnezeu, atunci când suntem confruntați cu o criză, noi trebuie să decidem cum vom răspunde emoțional în astfel de momente. Putem răspunde ca oameni firești, să începem plânsul, jalea, deznădejdea. Sau putem să răspundem ca și oameni spirituali, în astfel de momente să-L înălțăm pe Domnul. Și poate vă întrebați, este posibil chiar așa ceva? Da. Găsim că ucenicii Domnului au învățat acest secret și l-au știut. După înălțarea Domnului, nu trece mult timp și Petru este prins. Este prins de Irod și pus în închisoare și Petru știa exact ce o să urmeze the following day, următoarea zi. Capul urma să fie separat de trup. Urma să îi se taie capul. Imaginați-vă pe Petru care avea promisiuni de la Domnul că el va îmbătrâni. Când va îmbătrâni, va merge acolo unde nu va vrea să meargă. Domnul îi spunea de moartea care urmea să aibă. Petru nu era îmbătrânit. Dimineața urma să moară. Petru avea familie, avea soție, avea copii. Care este atitudinea lui Petru când este confruntat cu criza de data aceasta? Un lucru care este sigur este că nu a intrat în panică. Nu a intrat în panică. A luat o decizie. Când era vorba de sentimentele lui, a decis să aibă pace. Atâta de multă pace a avut Petrul că a dormit atât de adânc când a venit îngerul ca să îl trezească, trebuie să-i dea un picior. Să-l lovească cu piciorul, să-l trezească, hai că tu trebuie să ieși de aici. Și de multe ori ne uităm la viața noastră
Domnul are o chemare pentru noi. Avem promisiuni din partea Domnului. Și dăm de circumstanțe, de criză în viața noastră, unde ne uităm. This doesn't make sense. Cum se poate să fie și asta și asta adevărate? În momentele de criză, primul lucru care trebuie să-l faci, să nu lași ca inima ta să fie tulburată. Pavel și Sila, îi găsim pe acești oameni al lui Dumnezeu care sunt bătuți cu nuiele. Imaginați-vă, au lăsat totul pentru Evanghelie. Se duc să vestească Evanghelia, să răspândească cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Sunt prinși, sunt bătuți cu nuiele și ca să nu poată să doarmă, sunt puși cu picioarele în butuci. În astfel de momente, ar fi normal să începi să te plângi. Să ți se tulbure inima. Doamne, dar cum poate să mi se întâmple mie așa ceva? Acești oameni lui Dumnezeu nu lasă ca circumstanțele să afecteze inima lor, să li se tulbure inima. Ce fac la miezul nopții? Îl lăudau pe Domnul. Iar lauda lor a deschis ușa pentru ca Dumnezeu să invadeze locul care era, să cutremure locul acela, să cadă butucii și să cadă lanțurile lor și temnicerul și toată casa lui să fie mântuiți în acea seară. De ce? Cineva nu a lăsat ca inima să le fie tulburată. Găsim pe apostolul Ioan, este pe insula Patmos, erau trimiși acolo pușcăriași, închiși, în condiții teribile. Și putea și Ioan să se plângă, ce caut eu aici? Sunt departe de biserică, sunt departe de prieteni, sunt singurul care mai sunt aici, poate aș vrea să plec la Domnul. În ziua Domnului îl găsim în Duhul. Știți că nu poți să fii în Duhul și să fii tulburat în același timp? Nu poți să fii atacat de vrăjmaș, de deznădejde, de descurajare, de frică, de teamă și să fii în Duhul și să-L auzi pe Domnul. Acest om al lui Dumnezeu nu a lăsat să-i se tulbure inima. În ziua Domnului îl găsim în Duhul și primește o revelație care o citim și noi astăzi. Care a fost secretul la toți acești oameni al lui Dumnezeu? A început cu adevărul acesta. Nu au lăsat ca să li se tulbure inima. Nu că nu au fost tentați, nu că nu au fost ispitiți, nu că nu au venit sentimentele acelea de descurajare, de frică, de teamă, de necredință. Dar au făcut o decizie, au spus, inima mea nu o să se tulbure pentru că Domnul mi-a spus lucrul acesta. În momentele de atac spiritual, decizia care o faci cu privire la starea ta emoțională, a inimii tale, este primul act de credință spre biruință la problema ta. În momentele de criză, primul act de credință spre biruință la problema ta este decizia care o faci cu emoțiile, cu sentimentele tale. Pentru că decizia aceasta va determina atmosfera spirituală din jurul tău, din jurul familiei tale în timpul crizei. Decizia aceasta este respectată în lumea spirituală, dacă vreți. Noi suntem ființe cu alegere liberă. Putem să-L alegem pe Dumnezeu sau putem să alegem întunericul. Putem să alegem prezența Lui sau putem să alegem prezența întunericului. Prin decizia care fiecare din noi o luăm. Dacă alegi calea credinței și spui nu, nu lasă mi se tulbure inima. Nu știu cum o să lucreze Dumnezeu la situația aceasta, dar eu îl proslăvesc oricum. Nu știu când o să lucreze Domnul, dar știu că o să lucreze. Aceasta dă loc Duhului Sfânt, dă loc Domnului, Îngerul Lui să tăbărască în jurul nostru, să ne dea biruință. Dacă alegi în schimb calea tulburării, calea defetismului, a victimizării, inconștient dai loc vrăjmașului să vină în viața ta și să te chinuie cu depresie, cu deznădejde, cu descurajare. Dacă am înțelege acest adevăr spiritual, să știți că am fi atât de atenți cu starea noastră spirituală. Și Domnul le spune ucenicilor, primul lucru, să nu vi se tulbure inima înainte de o criză teribilă. Starea inimii noastre
este esențială pentru a dezlega minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Este un act de credință care în acele momente când ești presat din toate părțile, emoțional, să decizi altfel, să intri în descurajare, în plâns, în deznădejde, în depresie. Minunile lui Dumnezeu însă au nevoie de o altă atmosferă. Și dacă ne găsim în Scriptură, o să observați, over and over again, Domnul vroia să schimbe atmosfera înainte de o minune. Ucenicii Domnului, apostolii, de fiecare dată vreau să schimbe atmosfera înainte de o minune. Am să vă dau doar trei exemple în această dimineață. Învierea fiului văduvei din Nain, Luca capitolul 7, cu versetul 11, spune așa: în ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și mult norod. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: ce a fost primul lucru care a spus Domnul acestei femei? Nu plânge. Nu lăsa ca inima ta să fie tulburată. Nu lăsa o stare emoțională de necredință în viața ta, pentru că tu ai nevoie de o minune. Apoi, după ce i-a dat instrucțiunea aceasta, s-a apropiat, s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Care a fost prima cerință a Domnului pentru această minune? Nu mai plânge. Nu plânge. Apoi, învierea fiicei lui Iair. Luca capitolul 8 cu versetul 49. Găsim că acest om a venit la Domnul și a spus: fetița mea este bolnavă, este pe moarte, te rog, vino, roagă-te pentru ea ca să fie vindecată. Domnul este pe drum înspre casa lui. Versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Care sunt reacția normală la un părinte când primești vestea aceasta: ți-a murit fiul, ți-a murit fiica? Să cazi emoțional, să ți se tulbure inima. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii. Care este primul lucru care spune Domnului fruntașului? Nu te teme, nu lăsa frica în viața ta, nu lăsa tulburarea aceasta. Spune: crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns în casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, Iacov și pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Ce se întâmpla în casa fruntașului? Toți plângeau și oboceau emoțional. Unde erau oamenii aceștia? Care era starea inimilor? Atunci Iisus a zis, care este instrucțiunea Domnului? Nu plângeți! Fetița n-a murit, ci doarme. Reacția oamenilor: ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Ce face Domnul într-o astfel de circumstanță unde le spune la oameni: aliniați-vă cu mine, nu mai plângeți, reveniți-vă, veniți-vă în fire. Take a hold of your heart. Nu lăsați să vi se tulbure inima. Și oamenii aceștia nu ascultă. Spune: dar el, după ce i-a scos afară pe toți, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te. Și duhul ei s-a întors în ea, iar fetița s-a sculat numai decât. Observați, înainte ca minunea aceasta să ia loc, Domnul îi cheamă pe oameni să nu li se tulbure inima, să creeze o atmosferă de credință pentru cer. Cei care nu ascultă sunt dați afară. Doar Petru, Iacov și Ioan, oameni plini de credință, care s-au aliniat cu Domnul, sunt lăsați și părinții să intre înăuntru. Și acolo se dezleagă minunea aceasta. Apoi, al treilea exemplu este cu Petru. Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 39, este vorba de învierea Tabitei. Și spune că Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Ce se întâmpla acolo? Toate văduvele l-au înconjurat cum? Plângând. Inima lor era tulburată. Și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca când era cu ele. Ce a făcut Petru? Ca să poată să ia loc minunea lui Dumnezeu, dacă
ele nu s-au aliniat cu el. Spune că Petru a scos pe toată lumea afară. A pregătit atmosfera pentru o minune. A îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre tub și a zis, Tabita, scoală-te. I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe vădve și le-a pus-o înainte. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Observați, la doar aceste trei exemple, de fiecare dată se repetă același lucru, care se aliniază cu ce a zis Domnul ucenicilor înainte de criză. Primul lucru care trebuie să faci este să nu lași să ți se tulbure inima. Indiferent de cât de grea este cercarea prin care treci, indiferent cu ce imposibilitate te confrunți, minunea pe care o aștepți în viața ta, în familia ta, are nevoie de o anumită atmosferă. Și pentru atmosfera aceasta, inima ta trebuie să fie total a Domnului, să fie într-o stare de credință. Cu siguranță că sunt oameni care aud acest mesaj. Sunt mulți care ascultă mesajele acestea pe internet și spun, hai să fim realiști, hai să fim oameni, nu? Este normal să cazi emoțional. Este normal să nu mai rămâi în picioare la momente de criză prin care treci, momente de tragedie. Aș vrea să vă spun că lucrul acesta nu este adevărat. Noi nu suntem doar oameni. Noi suntem oameni născuți din nou. În inima noastră locuiește Domnul prin Duhul lui cel Sfânt. Nu este normal pentru un credincios autentic să cadă emoțional atunci când noi avem un Dumnezeu atât de mare. Spune cuvântul Domnului Evrei, capitolul 13, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Avem promisiunea Lui că este cu noi. Și spune că așa că putem zice, să declarăm, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Dacă l-am pe Domnul cu mine, nu am un motiv ca mie să-mi fie frică. Ce mi-ar putea face omul? Acum, eu am învățat acest adevăr spiritual împreună cu soția mea, pentru că au fost ani de așteptare unde de atâta de multe ori am căzut în deznădejde, în descurajare. Și nu realizam în acele momente că eu lăsam să mi se tulbure inima. Nu eram conștient de efectele și de consecințele care urmau să vină în viața mea de fiecare dată când deschideam ușa aceea. Nu știu dacă vi s-a întâmplat dumneavoastră, dar veneam acasă și spuneam, dragă, lasă-mă să mă descarc. Și începeam să spun toată tulburarea din inima mea și când terminam, mă simțeam de 100 de ori mai rău de cum mă simțeam atunci când am început. Ce făceam în astfel de momente? Credeam că mă descarc și când colo deschindeam ușa întunericului, fricii, deznădejde, depresiei, descurajării să vină în viața mea. Ani de zile au trecut și când venea câte o stare din asta, putea să treacă o săptămână până întrecea, două. Și credeam că sunt și eu o victimă la circumstanțele din viața mea. Și așteptam să treacă o săptămână, două săptămâni, până să scap. Nici nu știam că pot să scap, că eu am o putere să închid ușa aceea. Reacția sau decizia noastră în momentele de criză mărește sau glorifică pe Dumnezeu sau problema cu care mă confrunt. Poate ne gândim, nu e adevărat. Ba, este adevărat. Dacă ai încredere că Dumnezeul tău este mai mare decât problema ta, ai să te uiți la Dumnezeu în momentele de criză. Dacă ești conștient de problema ta și ți se pare că e imposibil și Dumnezeu a uitat și cu lucrul acela devine mai mare, ai început să glorifici lucrul acela. Și dintr-o dată te trezești într-o stare emoțională care nu-i
potrivită. Și tulburarea întotdeauna vine cu un argument sau cu o imagine. Spune, te-ai rugat de atâta vreme, nu vezi că nu s-a întâmplat nimic. Momentul când ai 1% crezare la lucrul acela este momentul când ai început într-o stare emoțională care nu-i plăcută Domnului. Porunca Domnului rămâne în picioare, să nu vi se tulbure inima. Acum sunt total conștient, cultura de astăzi califică astfel de afirmații ca fiind total insensibile. Ceea ce simți astăzi este pus așa ca un idol în fața la toți și toți trebuie să ne închinăm la ceea ce simte omul, ca și cum lucrul acesta este cel mai important. Conceptul acesta este dus la ridicol. În ultimul an a fost all over the news. Un tânăr de facultate, dintr-o dată, bărbat în toată firea, a simțit că el este fată. Și toată lumea a trebuit să se închine la adevărul acesta. S-a îmbrăcat în costum de baie de fată și s-a dus la competiție, l-a notat cu fetele. Mai mult de atât, a trebuit să se schimbe în vestiarul unde erau fetele, pentru că el simțea că e fetiță. Psihologia modernă influențează astăzi biserica și pe credincioși mai mult decât ne imaginăm. Psihologia modernă spune că noi trebuie să verbalizăm tot ceea ce simțim. Că dacă cumva ții ceea ce simți înăuntru, lucrul ăsta îți produce damage, îți dăunează și te distruge, dar dacă îi dai drumul să iasă afară, o să simți ușurat. Cea mai mare minciună. Psihologia spune că dacă nu verbalizezi tot ceea ce simți, you're in denial. Ești în negare la adevărurile cu care te confrunți. Problema este că ceea ce simțim noi este de cele mai multe ori contrar cu ceea care este adevărul spiritual sau ceea ce spune Domnul. Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, spune așa: inima, sentimentele noastre, ceea ce simțim, este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Nu, verbalizează. Cine poate să o cunoască? Ceea ce simțim ne înșeală de cele mai multe ori. Problema este atunci când noi verbalizăm, când dăm drumul la gură, atunci când suntem atacați, dăm drumul întunericului în viața noastră. Verbalizăm necredință, amărăciune, deznădejde. Nu spunem să mă răcoresc și eu, să spun. Și nu ne răcorim, ne încărcăm. Ceea ce facem noi în momentele acelea de atac glorifică, mărește problema sau glorifică pe Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că viața și în moartea sunt în puterea limbii. Da, într-adevăr, viața este în puterea limbii. Pot să declar cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui, dar și moartea este în puterea limbii. Pot să declar lucrurile care nu sunt adevărate. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 11, vorbește despre Sfinții Domnului. Ei l-au biruit pe cel rău. Cum? Prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Ceea ce declarăm noi cu gura în fiecare zi. Ca și credincioși al lui Dumnezeu, noi nu suntem într-o stare de negare, in denial, când trecem prin suferință, prin necaz. Noi însă, atunci când declarăm cuvântul lui Dumnezeu, noi declarăm că, da, într-adevăr, mă confrunt cu o criză, mă confrunt cu un necaz în viața mea și lucrul acesta este adevărat, dar există ceva care este mai adevărat decât criza cu care mă confrunt. Există o dimensiune mai înaltă, mai mare decât ceea cu ce mă confrunt eu. De aceea pot să declar, nu o să las să mi se tulbure inima. Eu am un Dumnezeu care este în control. În momentele acelea, decizia care o luăm este o mărturie pentru lumea din jurul nostru și lumea care nu este văzută, că noi avem credință în Dumnezeu. Noi credem într-un Dumnezeu care este mai mare decât problema noastră. Vorbirea, reacția la noastră în momentele de criză trebuie să fie diferită de reacția celor care sunt în lume.
Spune cuvântul Domnului, 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu, voi nu sunteți din lume. Și i-ați biruit. De ce? Pentru că cel ce este acum în situația de criză în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Reacția noastră trebuie să reflecte acest adevăr. Despre ei spune, ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și în lumea îi ascultă. Mărturia noastră trebuie să fie total diferită. Așadar, în momentele de criză, primul lucru care trebuie să-l facem este să refuzăm să intrăm în panică. Primul lucru care trebuie să facem este să ascultăm de cuvântul Domnului, să nu lăsăm să ni se tulbure inima. Să nu lăsăm să ni se tulbure inima, să știți că nu este o sugestie. Nu este o poruncă opțională și nu este o poruncă imposibilă. Porunca aceasta, într-adevăr, este imposibilă dacă noi ne uităm la noi înșine pentru putere de a împlini lucrul acesta. Știți că dacă nu ar fi de Duhul Domnului care locuiește în noi, ceea ce ne-a cerut Domnul Iisus aici este imposibil. Și sunt oameni care ascultă acest mesaj și spun, ceea ce spui, frate, este foarte fain, foarte frumos. Aș vrea să împlinesc lucrul acesta, cuvântul acesta. Aș vrea să împlinesc cuvântul Domnului care îmi poruncește să fac lucrul acesta. Dar spune, adevărul este că eu nu pot. Tot la ceea ce ne cheamă Dumnezeu în viața noastră, să știți că este peste puterile noastre. Chemarea aceasta care ne-a făcut-o Domnul, să nu lăsați să vi se tulbure inima, este peste puterea noastră. Dar atunci de ce ne cere Domnul să facem ceva care este peste puterea noastră? Pentru că Domnul știe că El locuiește în inima noastră, în lăuntru nostru, în Duhul nostru. Și atunci când noi spunem, eu nu pot, Doamne, dar Tu poți în mine și prin mine. Momentul care eu spun, cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu mă uit la mine însumi, la starea mea emoțională, la puterea mea, ci mă uit la El. Doamne, Tu ai spus că Tu vei face lucrul acesta în viața mea. Tu ai spus să nu lasă mi se tulbure inima. Prin decizie, eu nu lasă mi se tulbure inima. Și momentul care fac pasul acesta prin credință, este momentul care intervine harul lui Dumnezeu în viața noastră și ne ajută la ceea ce noi nu putem să facem prin puterea noastră, dar putem face prin puterea Lui care locuiește în noi. Aceasta înseamnă să umblăm prin credință. Fraților, dacă eu așteptam ca să nu am frică înainte ca să predic Evanghelia, nu predicam niciodată, dar am fost total conștient că Domnul m-a chemat să predic Evanghelia. Și a trebuit, în ciuda la ceea ce simțeam eu, și spuneam, eu nu pot să fac lucrul acesta, să pășesc prin credință. Momentul când am făcut pasul acela prin credință, a fost momentul care harul lui Dumnezeu a intervenit. A intrat în viața mea și mi-a dat abilitatea să predic Evanghelia. Nu dinainte. Dacă așteptam să am confidența să merg înainte, nu mai mergeam niciodată. Dacă aveam eu confidența, fraților, vă mărturisesc din viața mea, că eu pot să vin să fiu păstorul al acestei biserici, că eu prin puterea mea pot să fac lucrul acesta, nu veneam niciodată. Dar am învățat că de fiecare dată când Domnul m-a chemat să fac un lucru, chiar dacă am văzut că eu nu pot, am învățat din experiență, de fiecare dată când am făcut un pas prin credință, nu mă lăsa Domnul să falimentez, dar niciodată în viața mea. El este credincios cuvântului Lui. El este credincios atunci când noi suntem credincios cuvântului. Sentimentele noastre vin cu atâta de mare putere, vin ca un val, ca o furtună, dar ne mint de cele mai multe ori. Domnul ne cheamă să ne ridicăm la un alt nivel. Ne cheamă Domnul în momentele de criză din viața noastră să luăm o decizie. Să spun, indiferent de ce se întâmplă, nu o să lasă mi se tulbure inima. Voi păși înainte și știu că harul lui Dumnezeu are să mă însoțească în lucrul acesta. Pentru minunea care o aștepți în viața ta, Domnul se așteaptă de la tine să pregătești atmosfera ca să poată să fie dezlegată minunea în viața ta. Trebuie dat la o parte orice gând și orice tulburare. Trebuie să pregătim atmosfera. Momentele acelea grele, când venea
descurajarea, depresia în viața mea, am observat, am învățat că nu mai trebuie să aștept până să pleci. Am învățat că pot să iau chitara și încep să-L laud pe Domnul. Și la o cântare, atmosfera se schimba total. Parcă nu a fost niciodată atacul acela. Am învățat atunci când vine frica, descurajarea, să merg imediat la rugăciune. Și dacă nu după 5 minute, după 10 minute, dar după jumătate de oră, deja începi să plutești, ai intrat într-o altă dimensiune. Este harul lui Dumnezeu care vine în astfel de momente. Invit grupul de închinare să vină în față. Aș vrea să îl lăudăm pe Domnul în această dimineață, pentru că cuvântul Domnului spune că Domnul se pogoară în mijlocul laudelor. Aș vrea în această dimineață să pregătim atmosfera și apoi, după ce cântarea va încheia, să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm să Domnul să schimbe atmosfera din mijlocul nostru, să-L invităm pe El. Să dăm la o parte orice tulburare, orice depresie, orice descurajare. Să venim să-I mulțumim Domnului că El este credincios cuvântului Lui, că El a fost credincios în viața noastră. Să-I dăm toate problemele noastre Lui. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să lăudăm pe Domnul.